În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, la începutul anului bisericesc, 1 septembrie, începe și salba praznicilor împărătești și slăvitul praznic al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, adică nașterea Maicii Domnului, primul praznic împărătesc, și se încheie anul bisericesc, ultimul praznic împărătesc, tot al Maicii Domnului, numit Adormirea Maicii Domnului. Dacă ați fost atenți și intenționat, am lăsat să cânte troparul. Deci nașterea ta de Dumnezeu, Născătoarea, bucurie, a vestit bucurie la toată lumea, în ce sens? Trebuie să împărțim timpul egal în ceea ce s-a petrecut de-a lungul istoriei neamului omenesc, începând de la crearea lumii și până în zilele noastre. Întâi a fost creat Adam ca un Dumnezeu, apoi a urmat o altă etapă, căderea lui Adam. Nu știm cât de lungă sau scurtă a fost perioada de cădere, dar știm că a urmat automat izgonirea din rai și punerea blestemului peste Adam, care a sunat cam așa: în sudoarea feții să-ți câștigi pâinea, femeia să fie supusă ție, tu să o stăpânești pe ea, în dureri să nască fii, dar în același timp și făgăduința sau proto-evanghelia Vechiului Testament, și tu, femeie, vei zdrobi capul șarpelui, dar el îți va păzi călcâiul, adică sfârșitul. Ce rămâne însă important? Că această făgăduință nu a fost trecută cu vederea. De-a lungul Vechiului Testament, toți profeții la rândul lor au avut câte ceva preînchipuit și scris frumos despre Maica Domnului, a ceea ce avea să se întâmple peste 5508 ani, adică timp în care neamul pământesc a stat sub robia morții și a diavolului, și a fost nevoie să vină Preasfânta Născătoare de Dumnezeu din drepții Dumnezei și părinții Ioachim și Ana, deci o naștere minunată și o să vedeți că nu întâmplător și oricum, și din ea să se nască Hristos, slobozitorul sufletelor noastre. Și cum ați avut ocazia să vă uitați de atâtea ori în praznicile împărătești, în cuvântările scrise de Părintele Cleopa, de Ilie Miniat și de alți mari învățători, veți vedea că totul a început într-un mod cât se poate de firesc. Într-un timp oarecare, la plinirea vremii, cum este termenul Sfintei Scripturi, când poporul iudeu era deja decăzut, pierduse o parte din obiceiurile și învățăturile sănătoase păstrate de Moise în Pentateuh, sau scrise de Moise în Pentateuh, și a început să o ia pe cărări răzvrătite, o parte s-au amestecat cu popoarele hananeice, dedându-se la stricăciuni și desfrânări și la obiceiuri păgânești, seminția lui Veniamin și a lui Iuda s-au ținut de cetatea Ierusalimului încă din vremea profetului David și au mers așa înainte până la vremea când Hristos a fost să se întrupeze și să se nască, să se arate lumii, după cum spune și troparul, să se nască și să crească, să ne mântuiască. Iată că în momentul în care a sosit pregătirea acestui teren, fiindcă aici este vorba de o vale a plângerii, de o durere a umanității, deci gândiți-vă că erau trei mari lucruri. Robia diavolului. Știm ce înseamnă diavolul și lucrările lui. Știm cât de scârbos este când ne robește și ne chinuie. Prin ce? Prin simple patimi. Dar să mai aibă și stăpânire totală asupra ta. Adică să facă ce vrea el. După aceea, stăpânirea morții. Să mori și să nu te poți întâlni cu Dumnezeu, să te bucuri de El, cum spune profetul Avram, adică bătrânul patriarh Avram, și s-au pogorât bătrânețele mele cu jale în iad. Deci era întristat că nu putea să stea să vadă fața lui Dumnezeu. Dar pentru bunătatea și mărinimia inimii lui, Dumnezeu a rânduit în latura celor vii un loc fără de muncă, numit sânul lui Avram. Deci atât de plăcut a fost lui Dumnezeu, cât și iadul, latura respectivă, a primit numele acestui patriarh, cum am dat noi numele unei străzi după o mare personalitate. Și acolo se odihneau și vegheau vechii drepți ai Vechiului Testament. De ce?
Pentru că de la Avram începe primul legământ între om și Dumnezeu prin acea simbolică tăiere împrejur la partea bărbătească care însemna legătură cu Dumnezeu. Și dacă vreți să vedeți că așa este, chiar mai târziu când Solomon va construi templul cel mare timp de 40 de ani, deci primul lucru care îl face, hotărăște ca la templu să nu lucreze decât cei ce țin sâmbăta și au tăiere împrejur. Adică să fie din legea cea dreaptă a lui Dumnezeu. Nu putea lucra oricine. Un lucru care rămâne însă important, în momentul în care a trebuit să se nască Maica Domnului, trebuia să împlinească și niște prorocii. Să vină acest Iisus pe linia lui David, din neam împărătesc și arhieresc, și unde se întâlnesc aceste succesiuni. Dacă luăm cartea lui Matei, când începe Scriptura la 1 ianuarie și începe să citim genealogia Mântuitorului și spunem cartea neamurilor lui Iisus a fost așa. Și cu tare a născut pe cu tare și cu tare pe cu tare până ajungem. Și Maria a fost logodită cu Iosif și a născut pe Iisus. De ce amintesc lucrul ăsta? Ca să vedeți că în speța Vechiului Testament femeia nu conta. Dar era o regulă a Vechiului Testament că în momentul în care este un singur născut și nu mai sunt urmași, puterea acelui neam și seminția acelui nume să fie preluat, chiar dacă este și parte femească, prins în codicele respectiv, cu ce scop? În momentul în care se va naște o parte bărbătească din ea, să poată continua mai departe speța, să nu rămână o întrerupere, adică să fie cât mai precis neam. Și în felul acesta, Fecioara Maria a încrucișat cele două seminții minunate și de vârf. De ce? Ioachim venea din neamul Davidic, pe linia lui Iesei și așa mai departe. Dar în același timp și Sfânta Ana venea pe neamul împărătesc al lui Aron. Deci pe neamul preoțesc al lui Aron. Și s-au întâlnit cele două vârfuri, partea duhovnicească, partea spirituală a lucrării preoțești din Vechiul Testament, cu partea împărătească, leul din Iuda și sceptrul din Iacov. Până ce s-a ajuns la punctul acesta, Fecioara Maria, care le-a împlinit pe amândouă. Și de ce a trebuit Fecioara Maria să fie capăt de lance? De ce a trebuit să fie vârf de lucrare ca parte feminină, deși numai bărbații erau cei ce se treceau cu tare, a născut pe cu tare, cu tare, pe cu tare. Pentru faptul că ea încheia linia unui neam din care n-au mai fost urmași. De ce? Ioachim și Ana, drept fiind și temători de Dumnezeu, s-au dus după vremea cuvenită să ducă la templu Darul. Și când s-au dus să ducă la templu Darul, de rând era arhiereul Isahar, care le-a și spus, ne pare rău, jertfa dumneavoastră nu poate fi adusă astăzi aici, blestemați să fiți în Sion, că n-ați adus sămânță în Ierusalim. Era cel mai mare blestem care îl avea poporul și femeia iudeică în momentul în care nu era zămislitoare. Și de ce lucrul acesta? Ca să se vadă câtă urăciune este înaintea lui Dumnezeu în momentul în care o familie nu este roditoare. De aceeași tristețe a suferit patriarhul Avram. Și în momentul când au odihnit pe tineri la stejarul Mamrii, dacă Dumnezeu știa gândul patriarhului și bunătatea lui și i-a pus azime pe masă și i-a pus ied și i-a pus vițel fript și i-a pus lapte, i-a pus să mănânce Sfânta Treime, bunătatea lui a copleșit mila lui Dumnezeu și îngerii la plecare au spus așa. Deși Sara e bătrână, ea râdea după perdeaua acasă, că nu stătea cu musafiri, era o regulă a Vechiului Testament de bună cuvință. Femeia îl trata pe soț ca pe domnul meu, adică soțul era ceva sacru, dar în același timp avea în el și puterea binecuvântării. Deci, cum spunem noi azi în taina cununiei, cap al femeii este bărbatul, iar cap al bărbatului este Hristos. Ei, Dumnezeu, Vechiului Testament, se odihnea în bărbatul femeii și el era domnul casei. Ei, și îi spune lui Avram, la anul pe vremea aceasta, Sara va naște un prunc. Și el a pufnit în râs. Și Sara a râs. Și a cerut acel semn, acel legământ. Și i-a spus, vor fi fiii tăi ca stelele cerului și ca nisipul mării. Iată că în momentul în care s-a împlinit și Sara într-adevăr a rămas grea,
Bătrână fiind, nu prin metode din acestea moderne, nu prin inseminare, nu prin artificial, nu prin nimic, ci prin puterea Duhului Sfânt. Nu prin metoda medicală, ci prin metoda duhovnicească, unde vrea Dumnezeu să biruiește rânduiala firii. În momentul respectiv, Dumnezeu a încercat credința lui Avram, ca și altă dată când i-a spus, lași tot unde ești, vii în pământul Ur. Și l-a dus tocmai acolo, la Mamre, unde l-a prins vremea cu hrănirea tinerilor. În pământul Haldeilor. Ei, în momentul în care i-a încercat credința asta, așa, ți iei pe fiul tău, te duci pe munte și îl jerfești. Iată un tată pus în postura de a lua o decizie ultracategorică. Deci tu îmi dai un singur fiu, vine și acesta dintr-o minune, cu mare greutate, la o vârstă înaintată și acum încerc să-l jerfesc. Nu întrebări, nu răspunsuri, nu rațiuni. Lemne pe asin, copilul pe asin, luat asinul de ață și hai în munte pentru jerfă. În momentul în care cuțitul s-a apropiat de gâtul pruncului, s-a auzit și glasul lui Dumnezeu. Ajunge, Avrame, am văzut credința ta. Ei, această credință avramică este, de fapt, temelia adevărată a poporului evreu din care avea să se nască Hristos prin Fecioara Maria. Acești dumnezeiești părinți n-au mai așteptat să ajungă la o jertfă avramică. În clipa când stăteau și se rugau în grădină, triști că au fost izgoniți de la templu cu jertfa lor, au spus amândoi același lucru. Doamne, de ne vei da o odraslă, vom da biserici. Iată ce frumos. O vom da lui Dumnezeu, de la Dumnezeu să vină, la Dumnezeu să se ducă. Și în clipa aceea, împlinindu-se rugăciunea și ajungând și străbătând cerul, a fost și momentul forte ca Dumnezeu să o aleagă pe cea mai aleasă dintre femei și momentul cel mai important cu putință de a putea face legătura între cer și pământ, între creație și creator. Și a rămas Ana grea, cunoscând pe Ioachim, deci nu din Imaculata Concepție, cum spun catolicii, din coapsele lui a ieșit, din trupul lui, și a născut-o pe Maria prunca, deci pe Maria prunca, care în momentul în care Ana se simțea grea, a și spus, orice ar fi, vom da o biserică. Și la 3 ani, deci ce înseamnă un copil de 3 ani, uite acolo în fața noastră, a luat-o de mânuță, a luat făclia prinse în mână cu alte fecioare și cale de 30 sau 100 de mire, nu pot a exact noțiunea ce spune, nu am în minte exact, a dus-o la Ierusalim, la templu, să o predea templului lui Solomon, așa cum fusese hărăzită. În momentul când mergeau pe cale, se bucura cerul și pământul. Nimeni nu știa. Deci înaintea pruncii născătoare de Dumnezeu, sălta Dumnezeu și cerul, cum a săltat cândva oricând David înaintea chivotului, de bucurie când s-a întristat Micol, că adică cum tu joci ca un descreierat Dumnezeu și pe mine nu mă prețuiești, nu mă bagi în seamă. Pedeapsa a fost că nu prea mai născut prunci, adică gelozia și prostia a fost pedepsită de Dumnezeu, pentru că ea vroia o idolatrizare din partea lui David, ea să fie totul, cum spune femeia, ori eu, ori nimic. Ei, nici tu, nici nimic, Dumnezeu la mijloc. În clipa respectivă, Fecioara a ajuns la poarta templului, era deja templul reconstituit de Zorobabel după robia babilonică, și treaptă cu treaptă, ca o porumbiță ușoară, a urcat treptele templului, spunând psalmii treptelor. Deschideți catisma 18, citiți-o că la fiecare psalm spune un alt psalm al treptelor, un alt psalm al treptelor, un alt psalm al treptelor. Acei psalmișori, Fecioara Maria, îi rostea ca și cum i-ar fi știut de când lumea. Spune mai departe Damaschinul și tradiția și prologul și învățătura metafrastului, că cu atâta ușurătate urca treptele de parcă zbura, ajungând în brațele arhiereului Zaharia, care o va lua și o va duce în Sfânta Sfintelor. La vremea respectivă, Sfânta Sfintelor avea ce? Două chestiuni negative. Una, nu mai era o satisfacție totală sau nu mai putea împlini necesitatea totală
de coordonarea poporului evreu. Deci poporul evreu pierduse evlavia, nu-l mai impresiona nici sicriul legii, nici Sfânta Sfintelor, nimic. Deci nici năstrapa, nici mana. Deja poporul iudeu era căzut, avea o decădere morală. Și atunci spune că aceea a fost plinirea vremii când a trebuit să vină Dumnezeu, că spune psalmistul. Vremea este să lucreze Domnul, cu oamenii au stricat legea. Dar mai mult decât atât, dacă chivotul acela al cortului de demult, pe unde trecea popoarele, cădeau ca secerate popoarele păgâne și iudeii biriau cu miile, cu sutele, fără probleme. Deci să știa, când auzeau popoarele cananeie, că vin iudeii cu sicriul legii, că vin evreii cu sicriul legii, ei știau că războiul e pierdut, nici nu mai încercau prea mare încercare de luptă, știau că vor fi căsăpiți. Atâta putere pusese Dumnezeu și atâta taină în acel sicriu, atâta curaj dădea războinicilor pe câmpul de luptă și puterea Duhului Sfânt care lucra în chip nevăzut. Ei, de data aceasta, această evlavie scăzuse, această putere scăzuse, iar la templu se făceau suficiente fără de legi și una din cele mai simple pe care o știm și am mai amintit-o, deci chiar feciorii lui Ili, preotul care la vremea respectivă conduceau la templu, ce făceau băieții? Mai mâncau carnea nejerfită, mai era lene să topească grăsimea, mai era plictiseală să aducă jertfa de tot. Cum face azi românul? Nici rugăciunea de dimineață, nici cea de seară, nu mai merg la o vecernie, nu mai merg la o priveghere, nu mai merg la o liturghie. Azi doar suntem ortodoși, ce eu am credința în inimă. Ei, această obrăznicie a fost pedepsită de Dumnezeu cu luarea sicriului în robie, și în același timp, pofniș fines s-au trezit cu capul tăiat pe câmpul de luptă, mari feciori de preot. De preot. Nu l-a impresionat pe Dumnezeu prezența lor acolo. Și într-adevăr, atunci filistenii i-au învins. Lui Ili i-a pocnit capul, a făcut un accident vascular și a căzut mort. Și a urmat mai departe Samuel. Acela cu care Dumnezeu vorbea în templu, cum vorbim noi astăzi. Samuile! Poruncește, Doamne, robul Tău ascultă. Aceasta era comunicarea cu Dumnezeu. Se pierduse această noțiune. Poporul era decăzut. Mântuitorul, la vremea când a venit la templu, ne confirmă el însuși că a fost nevoit să ia un par, folosesc termenul de bici, cu 7 frâie, cu 7 fire, și să bată întrânsii și să-i întrebe, au casa tatălui meu, casă de tâlhare, ați făcut-o? Răsturnând mesele schimbătorilor de bani, zarafi, ce s-a întâmplat la templu? Ca la un hram mare, dacă ați fost vreodată când e al de cuvioasa sau hramurile mari, Sfântul Dumitru, ați văzut, tot felul de negustori vin cu tot felul de suveniruri. Nu e importantă sărbătoarea ca atare pentru ei. Să vând o cruciuliță, o iconiță, un pliant, o ceva, să-și agonisească ceva la buzunar. Ei așa făcuse din templu la vremea respectivă. Nu mai era important cât trebuie să dai la cutia milei, cât trebuie să plătești dajdea și așa mai departe. Important era că acolo se puteau vinde viței tot timpul, miei tot timpul, berbeci tot timpul. Deci, fiind animale de junghiere, tot timpul era un loc comercial potrivit. Acolo, înainte de scăldătoarea oilor, era târg în toată regula. Chiele treceau pe la spălătoare și apoi erau aduse la coarnele altarului, unde era decapitarea și stropirea eșafodului cu sânge acolo la Sfânta Sfintelor. Ei, în momentul în care Hristos a văzut lucrul acesta, a intrat cu biciul în trânsie. Că a văzut că acolo e doar un formalism economic, nu mai e lege iudaică. Ei, ăsta este momentul în care a fost nevoie să vină Dumnezeu pe pământ. Și Fecioara Maria avea să se nască din acești părinți temători de Dumnezeu, care atâta putere de convingere au avut asupra lui Dumnezeu, încât le-a dăruit această fică care a ajuns la Sfânta Sfintelor. De ce a ajuns la Sfânta Sfintelor? Ne spune învățătura. Tocmai că era mai sfântă decât Sfânta Sfintelor, prin menirea care avea să o poarte, ca purtătoare de Hristos și mama lui Dumnezeu. Deci chivotul era o umbră, tablele erau o umbră, toiagul era o umbră, năstrapa și mana era o umbră, năstrapa și un ștergar de aur. Ei, aceasta era biserica cea vie și raiul cel cuvântător. Deci ea, Maica Domnului, era cea care avea să mântuiască neamul omenesc. Și aici
trebuie să amintim doar trei lucruri importante. Maica Domnului s-a identificat, dacă vreți, sau dacă ar fi să vorbim de o identitate a Maicii Domnului, ea s-a identificat de mai multe ori în Sfânta Scriptură. Întâi, prin tu femeie vei zdrobi capul șarpelui, și vedeți că spune tu femeie, fără să dea un nume. Și o mai întâlnim această expresie, care este a Maicii Domnului singura, la Iisus la Cana Galilei. Ce ți este ție și mie, femeie? Ceasul meu n-a venit încă. Da, ești în planul de mântuire. Ai fost ceea care ai unit cerul cu pământul. Dumnezeu face legea. Ceasul meu n-a venit încă. Vine proslăvirea. Și de aici Maica Domnului și-a înțeles, Maica Domnului și-a înțeles menirea de femeie sfântă, de mamă sfântă, de fecioară sfântă, de mireasă sfântă și de împărăteasa cerului sfântă, dar cum? În ascultarea lui Dumnezeu și a fiului ei, identificată prin ce? Printr-un cuvânt la fel de frumos, care îl spune în momentul bunei vestiri, când zice așa: iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Deci nu după voia mea, după cuvântul tău. Deci este lepădarea totală de părerea proprie, este lepădarea totală de sine și afioresirea lui Dumnezeu, către Dumnezeu. Eu sunt roaba ta, primește jertfa roabei tale. Deci în clipa respectivă întâlnim din nou, trecem de la identitatea pământească de care am vorbit, de acum la identitatea cerească, ceea ce este Maica Domnului. Și o întâlnim la fel în trei imagini diferite, la fel de frumoase. Și să le luăm pe rând, într-un minut. 1. Bucură-te, cea plină de dar, Marie, Domnul este cu tine. O cântăm noi la vecer, de seara, la litie. Dar ce are aici? Are o explicație simplă. Uitați-vă cum Epifania devine totală și biserica din biserică sfințită vine și biserică cuvântătoare și dumnezească și devine și mai înaltă decât cerurile și mai curată ca strălucirile soarelui. Duhul Sfânt va veni peste tine, deci iată unii postați al Sfintei Treimi, puterea celui preanalt te va umbri, deci iată Tatăl o alege ca mireasă, dar trimite Duhul să o cerceteze, trimite vei Duhul tău și să vor înnoi și vei zidi fața pământului. Iată cum spune psalmistul. Sau iarăși spune, cu cuvântul Domnului cerurile s-au întărit, cu Duhul gurii lui puterea lor. Ei, acest Duh Sfânt întâi cercetează materia de așezare ca o pasăre sau ca un vultur care vine din zbor să-și caute cuibul. Puterea celui preanalt te va umbri, iar ce se va naște din tine, fiul celui preanalt se va chema. Și sfânt este numele lui și se va chema Iisus sau Emanuel. Dar lucrul ăsta nu rămâne la întâmplare. Luăm retro în Vechiul Testament și începem să vedem cântările profeților. Porumbița lui Noe, care aduce ramura de măslin, împăcarea omului cu Dumnezeu, semnul ungerii a Duhului Sfânt. Scara lui Iacov, pe care urcau și coborau îngerii la Dumnezeu. Deci este scara prin care Dumnezeu, oamenii au urcat la dumnezeire, scara virtuților, care Maica Domnului a întruchipat-o desăvârșit. Muntele cel cu umbra deasă, lâna lui Gedeon, spicul cel nearat, sfeșnicul cel cu șapte lumini, biserică sfințită și rai cuvântător, strugurile viței celei de taină. Deci iată câte denumiri are Maica Domnului și nu în final, trecând de la faptul că avem prima persoană de gen uman peste care Duhul Sfânt se coboară în chip umbros, să petrece taina întrupării, dar de acum avem lucrarea Duhului Sfânt pe mai departe. Din Nazaretul Galilei și până în Carenul Iudeii sunt kilometri. Fecioara Maria pleacă la cetatea Ierusalimului. De la cetatea Ierusalimului se duce la Elisabeta și se suie de grabă în munte.
De ce? Să o vestească că a rămas însărcinată. Luca, evanghelistul, care este unul din cei mai faimoși evangheliști prin modul la care descrie el imaginea Maicii Domnului, lucru care nu l-au făcut ceilalți evangheliști în aceeași măsură, vine și o prezintă pe Maica Domnului în toată splendoarea ei spirituală și la toată înălțimea posibilă. Arată întâi că ajunge în fața Elisabetei și se închină. Deci iată cuvința și smerenia. Dar mai mult decât închinarea, pruncul Elisabetei saltă în pântece. Ce era cu Elisabeta? O altă minune de același gen, Zaharia, care o primise în Sfânta Sfintelor, care a văzut atâtea minuni, cum Fecioara învăța Scripturile, cum era pururi în rugăciune, cum era pururi în contemplație, spune Damaschinul, marele dogmatist, foarte frumos. Minte mai presus de heruvim și gândire mai presus de serafim. O înțelepciune heruvimicească și rugăciune serafimicească. Deci heruvimii și serafimii nu s-au putut ruga într-așa o măsură. Au căzut când Lucifer i-a ispitit, dar Fecioara n-a căzut cu mintea. De ce îmi vorbești mie de o înșelare ca Evei oarecând? Nu știu de nuntă, nu știu de bărbat, nu știu de poftă, nu știu de nimic. Să-mi fie mie după cuvântul tău, iată roaba Domnului. Deci rapid s-a acoperit cu puterea lui Dumnezeu. N-a luat principii de una singură. Ei, ia să vedem, mai spunem ceva, să văd ce mai pot spune. Nu. Să-mi fie mie după cuvântul tău, scurt. Și-a întrebat pe înger, de ce îmi vestești mie aceasta? Și îngerul, știți ce a răspuns? N-a deschis părintele Stăniloae chipul nemuritor al Dumnezeu, că nu știa îngerul dogmatica la măsura la care era taină. A spus așa, mă spăimântez, a strigat ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară. Și mireasă și Fecioară deopotrivă pururea. Păi cum ai tu prunc în pântece? Simplu. Fecioară în naștere, Fecioară înainte de naștere și Fecioară după naștere. Mai presus de gând, mai presus de minte, mai presus de cuget, mai presus de fire, mai presus de înțelegere. Aceasta e Maica Domnului. Și în momentul în care a săltat în pântece fiul Elisabetei și acesta era în chip minunat zămislit și asta era bătrână și trecută de vreme și Zaharia cădea într-o zi la templu și a apărut un înger și a spus, vei avea un fiu. A zâmbit și Zaharia. Și a zis, ce semn îmi dai pentru aceasta? Vei rămâne mut până vei vedea minunea. Și a ieșit Zaharia de la templu nevorbind și-a împlinit slujba zilei jertfa ce a avut și-a plecat la casa lui. S-a dus în Encarenul Iudei, unde era casa lui Ioan Botezătorul, casa lui Zaharia și Elisabetei. Și-a stat acolo până s-a născut pruncul și i-a scris pe tăbliță numele Ioan, iar când a scris Ioan, s-a dezlegat graiul. Ei, acest Ioan era în pântece, era mai mare ca Mântuitorul cu 3 luni. Cu atât era mai mare, sau cu 6. Unul se zămislise în iunie și unul în martie și unul în iunie. Era diferență de 3 luni între cei 2 prunci, dar existau amândoi. Și în momentul respectiv, Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Deci iată din nou prezența Duhului Sfânt. Deci când auzim de o minune, să știm că prezent este tot timpul Duhul Sfânt. La cinzecime, Duhul Sfânt. La pogorârea apelor la Iordan, la coborâre, Duhul Sfânt. La naștere, Duhul Sfânt. De unde știm că e Duhul Sfânt? Și venind îngerul noaptea în vis, i-a spus lui Iosif, nu te teme a lua pe Maria la tine, că ceea ce este întrânsa de la Duhul Sfânt este. Și pruncul care se naște este Sfântul lui Dumnezeu. Și a cunoscut-o pe ea, și n-a cunoscut-o Iosif pe ea până când a născut pe cel unul născut. Ce după aia a cunoscut-o? Nu. A cunoscut că are de-a face cu taina lucrării lui Dumnezeu. Și Maxim Mărturisitorul explică. Logotirea Fecioarei a fost un chip pământesc, tainic de a înșela pe diavol care căuta fecioarele să le ispitească să nu poată purta pe Hristos în pântece. Fecioara fiind logodită nu era în atenția lui. Deci dracu-i prost, nu știe gândurile, asta e taina. Și minunile lui Dumnezeu. E limitat. E un fel de mediocru. În momentul în care a săltat pruncul în pântece, Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și a zis cu mare glas,
Cum este una ca aceasta să vină la mine Maica Domnului meu? Iată prima denumire de Maica Domnului în imaginea poporului, a Scripturii, a Evangheliei și a Noului Testament. În clipa respectivă și Maica Domnului plină de Duhul Sfânt că purta pe Fiul lui Dumnezeu, nea născătoare de Dumnezeu, ce face? Și ea își cântă cântarea prin care să-i spună Elisabetei modul în care Dumnezeu a ales-o pe ea. Avem întâi cuvântul psalmistului David, care spune așa: ascultă, fică, și vezi, și uită poporul tău și casa părintelui tău, că a poftit împăratul frumusețea ta. Era vorba de frumusețea lăuntrică, nu de machiajul și pedicura și manicura exterioară. Nu, alea țin de estetică. Aici era vorba de interior. Era vorba de frumusețea omului lăuntric, făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Chipul l-a avut Adam, că a fost întocmai ca Dumnezeu, putea să se îndumnezească în veci și pururi, fără cădere, dar a făcut-o prin liberul sfat și liberul arbitru. Iar asemănarea a arătat-o Maica Domnului, că a dus făptura la starea cea din tâi, ducându-l pe Iisus până la Tabor, unde s-a schimbat la față, arătând ucenicilor slava sa pe cât li se putea. Deci chipul pe care l-a alterat Adam. De aceea în Adam toți mor și în Hristos toți înviază. Pentru că Hristos biruiește moartea. Maica Domnului este începătoarea biruitorii morții, biruitoarea morții, cum spune întroparul care s-a cântat adineaur. De ce lucru acesta? Că dezlegând moartea ne-a dat binecuvântare. Cum a dezlegat moartea? Născând pe viața cea veșnică, născând pe izvorul vieții. Și atunci spune Fecioara Maria, iată cum se identifică ea în lumea de pretutindeni, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Și de unde știm că este fericită de toate neamurile? Îl purta pe Hristos în pântece și nimeni n-avea să știe că Hristos la o conferință cu Babe la grămadă, când se strângea poporul și el ținea predici și învățături și pericope evanghelice, să găsește o babă din popor și spune: fericit pântecele ce te-a purtat și sânii la care ai subt. S-a înălțat Hristos pe sine, da, sunt născut din Maica mea, știți voi taina? Nu. Hristos știa de fericirea acelui pântece pentru că știa cât au prorocit profeții. Hristos știa de fericirea acelui pântece că s-a odihnit în el. Hristos știa de fericirea acelor sâni că subsese lapte cu Duh și îți creștea pruncul și se întărea cu Duhul, spune Scriptura. Dar s-a adresat lumii stricate, care pe pântece nu l-a mai fericit, ci l-a făcut cuib de sterilet, cuib de avort, cuib de desfrânare, cuib de anticoncepționale, cuib de destrăbălare. Și a zis, da, fericiți cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu, adică ceea ce a făcut Maica mea pentru mine sau eu pentru voi, dar mai fericiți cei ce îl împlinesc pe el. Deci sânii la care ai subt sunt fericiți? Că au fost de fecioară și de mamă sfântă, modelul absolut al umanității, modelul absolut al feminității, cum spune Evdokimov, prezentul absolut al feminității divine, a bărbatului desăvârșit din om, din femeia om. Pentru că Maica Domnului în Împărăția lui Dumnezeu nu e nici femeie, nici bărbat, ci Maica Domnului, împărăteasa cerului. Ea n-a cunoscut pofta, n-avea problemă. N-avea problemă de gândire carnală. Mintea ei era mai presus de heruvim și de serafim. Noi gândim cu tiroida, noi gândim cu ovarele, noi gândim cu asta din cap, cu hipofiza. Nu, noi avem dereglările trupești, pentru că noi stăm în ochii, în loc să-i avem în Sfânta Scriptură, avem ore întregi pe filmele imorale sau pe pozele indecente sau pe posterele. Deci, n-ai vedea pe un bloc un poster cu Maica Domnului, modelul femei absolute universale. O vezi pe Coana Leana, cu sânii goi, care e diva cu tare, starleta cu tare, umbra dracului. De ce? Pentru că Maica Domnului a venit să sfințească trupul femeiesc în care s-a spurcat diavolul cu neascultarea prin gustarea fructului oprit. Dar femeia nu mai vrea să-și
mântuiască trupul, să-l aducă la starea de fecioria Maicii Domnului, prin cinstita cununie, prin cinstita curăție, prin cinstita văduvie, prin cinstita naștere de fii, prin cinstita înfrânare. Vorba unui duhovnic a fost pus într-o încurcătură de un creștin și a spus: părinte, am 10 copii, cât să mai fac? La care duhovnicul stă și se gândește puțin și îi spune: dar eu cred că e voie în ortodoxie, femeia să doarmă într-un pat și bărbatul altul, nu numai amândoi. Adică i-a dat de înțeles că nu numai nașterea de prunci e o virtute, și înfrânarea e altă virtute. Și stăpânirea de sine e altă virtute. Că o menționase Apostolul Pavel și spunea: pentru o vreme bine bărbatul să despartă de femeie pentru rugăciune și înfrânare și post, iar după aceea să fie din nou împreună. Nu pururea împreună. Împreună până la moarte, în jertfă, în cruce, în înviere, în creșterea de prunci și educarea lor, în îndemnarea pe calea adevăratei mântuiri și adevăratei căi, dar nu neapărat în necontenita plăcere, că nu la aceasta desăvârșește umanitatea. Și dacă faci 100 de copii și faci proști, tot nimica n-ai făcut, și dacă faci 50 și-s proști, tot nimica n-ai făcut, și dacă faci 10 și-s proști, tot nimica n-ai făcut, și dacă faci 100 și-s buni, cu adevărat ai făcut ceva, și dacă faci 1 și-i bun, cu adevărat ai făcut ceva, și dacă faci 7 și-s buni, cu adevărat ai făcut ceva, sau dacă faci 4 buni și 3 rei, tot ai făcut ceva. Deci, nu luăm modelul Maicii Domnului sub pretextul: da, sunt creștin și am mare evlavie la Maica Domnului. Ai mare evlavie la Maica Domnului. Ai când îți arde candela, ai când îi pui icoana și îi citești acatistul, ai evlavie la Maica Domnului când te înfrânezi, ai evlavie la Maica Domnului când te stăpânești, ai evlavie la Maica Domnului când ești smerit, ai evlavie la Maica Domnului când păstrezi curăția și fecioria, ai evlavie la Maica Domnului când păstrezi pururea buna cuviință. Deci aceasta este evlavia către Maica Domnului. Nu manifestările pietiste. Vai, să le vezi pe babe cum șterg icoanele și plâng o măicuță sfântă și dacă le iei la spovedit babele, ce găsești? Deci nu așa. O măicuță sfântă, te rugăm fierbinte să ne faci pe noi ca tine. Aia este cererea și chemarea sacră pentru care Maica Domnului vine astăzi pe pământ. Dezlegătoarea morții noastre și dezlegând blestemul ne-a dat binecuvântare. Deci asta trebuie să urmărim. Cam aceasta este imaginea despre Maica Domnului în praznicul de astăzi. Deci toate măriile și toate mamele cinstite și sfinte și bătrâne și tinere și născătoare de prunci, toate care or fi ele după nume, să fie mândre că poartă acest nume și această lucrare. Mâine vor fi dumnezeiești părinți Ioachim și Ana, și avem și Ioachim și Ane. Deci aceasta e menirea, să încununăm numele de virtute. Degeaba ne dăm flori, degeaba ne urăm mulți ani, degeaba ne împărțim torturi, degeaba ne dăm sărutări și îmbrățișări. Cu adevărat, suntem cinstitori bisericii creștine când vom putea împlini și împodobi templul trupului nostru cu inima curată, cu Fecioara Maria în inimă, odihnind cu pruncul în brațe, așa cum a odihnit în peștera din Betleemul Galilei, de acolo de unde s-a născut, la Betleem, sau atunci când a venit și în chip tainic s-a ascuns Hristos în ea la Nazaret.